La mulți ani, din nou în casa dumneavoastră și în 2024. La mulți ani tuturor și un an nou. Să trăiți, domnul! Doamna Vasilica, avem daruri pentru dumneavoastră. Eu i-am zis eu că să nu fac. Doamna, nu știți la cine e iubită, iubită, știți că sunteți. Nu, nu e de la... Ziceați dumneavoastră că din America să vină darurile? Da, păi și doamna, dacă veneau din America, rezistau atâția kilometri florile ăștia și tortola așa? Să ne spună numele fetii, să vedem dacă e aici la final de felicitare. Numele fetii. Maria să fie. Stați puțin, ce facem? Cine e acel altcineva? Ghicește, mă, eu de unde știi? De ce e surpriză, nu? Să fie aici aproape, să fie acolo departe. E departe, că la mai l-am și pe la doamna, doamna, păi ce facem? Toată lumea vă sărbătorește astăzi. Toată lumea vă iubește și toată lumea vă vrea bine. Dragă mamă, dragă mamă, astăzi este ziua ta, iar eu nu pot fi alături de tine să te strâng în brațe, să petrecem această zi atât de importantă. De fapt, sunt câțiva ani de când nu pot face asta și cel mai mult mă doare că anii trec și eu nu pot fi acasă. Îmi este foarte dor de voi toți, de părinți, de frați, surori, de casă. Dar mereu mă rog la Dumnezeu să vă țină sănătoși și puternici pentru ziua în care mă voi întoarce, să vă pot strânge în brațe. Vă iubesc nesfârșit, la mulți ani, mamă, te iubesc, tată! Haide, capul meu, na! Frumoasă, cu mult drag, la sfârșit. Din partea fetei Maria și ginerele Tibi și nepoții Anaisa și Francesco din America. Domnul, să știți că nu v-a uitat nici pe dumneavoastră. Mai avem aici un aranjament pentru mama, din inimă pentru mama, și avem acolo o sticlă de ceva și pentru dumneavoastră. Trebuie să le iau pe rând, da. Să nu încurcăm lucrurile. Mulțumim, să rămână. Uite, ai tafata. N-avea cum să vă uite, chiar dacă este ziua mamei. Chiar dacă nu mă supăram, nu. Chiar dacă este ziua mamei, dar nu mă spălă, copii au pentru ce să vă mulțumesc, stâlpul lor. Chiar dacă viața îi mai împrăștie pe aici, pe acolo, tot acasă se întorc. Domnițe, democrația i-a făcut ca să nu fim aproape toți. Așa pe toți să fim strâși. Draga mea soție, sper să-ți mulțumesc că mi-ai dăruit acest copii minunat. Și te iubesc din suflet. Și un sărut. Și pe copiii mei că încă țin de noi. Da, și dă un pupic. Bun, și la mulți ani unde pup? La mulți ani.
se îmbolnăvește, îi dau sănătatea mea. Vreau să-i faci lui mama un trai mai ușor, dar ne implor, mama, pentru tine aș da din viața mea pe ce-mi cere Dumnezeu. Chiar și inima din piept dacă mi-ar cere să nu-ți fie greu. La mulți ani, să-i dea lumea sănătate și sărbătorite și cei ce a făcut surpriza. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Numai bine, să țină Dumnezeu sănător și să facă bani mulți. La voi, plâng și eu de voi, vă rog, eu nu mai plâng. Draga mea mamă, țin să-ți mulțumesc că ești lângă noi și îți doresc multă sănătate să mai stai încă o vârstă cât ai plinit acum. Încă trip. Bun. A fost 100 de ani. Prețuiți-vă, părinții, în lume cât îi aveți. E o poruncă de la Domnul. Părinții să țineți pe. Prețuiți-vă, părinții. Băi, haide! Iubita mea, soția mea dragă și părinții să ții despre. Săruiește-le o floare, că viața e trecătoare și ai să-i pierzi și n-o să-i mai aveți limbă. Cât mai sunt pe acest pământ, curând viața lor dispare și rămâi cu ei în gând. Azi le pot simți iubirea. Sănătoși și
să le fiți alături întotdeauna. Acum trebuie să le facă, să-i facă și copiii care îi văd un compliment la mamă, nu? Da, da, bineînțeles. Sunt aici înainte tot. De toate, doamna voastră, că aveți unde avem copii? Pentru tati, dacă se poate. Te iubesc mult din tot. Și ești viața mea, chiar dacă nu-ți arăt eu că te iubesc mult așa, dar te iubesc și mai mult pe tine, sau să supere, tati. Și eu vă iubesc pe amândoi și pe tine și pe Tibi, că și el tot copilul nostru este, din tot sufletul. Cine-i, tati? Să vă dea Dumnezeu sănătate. Evident Dumnezeu să ține. Că aveți un anul, tati, v-a dus și că nu ai crede unii. Chichica, mi-a luat de că te-o vrea Dumnezeu să ne țin. Te rog frumos. Bravo, bravo. Gata, să nu strici ziua. Numai că acum așa ce. Așa, așa. Așa barosane, așa. Bine, acum e altul. Haideți la rând. Hai, acum mai e. La mami. E mai. Ai uitat, te iubesc eu din tot sufletul meu și pe tine, și pe copii, și pe nevasta ta, că nu fac diferență, e tot fata mea, maică. Dă-l-mă mai tare, că n-am auzit. Dă-mă telefonul ăsta, e dat încet. Acum e. Bă, tu trebuie să zici, maică, tu ești cel din dragoste făcut. Ia zi, mă, tu ești el. Bă, tu ești fătat din dragoste. Ia zi. Da, vorbește-ți tu mai tare, că n-ai mâncat astăzi! Așa, aia e important! Bă, da. Eu vă iubesc și iubesc băiatul meu. Unde e băiatul meu să-l văd o să? S-a dus să facă sarmale. Hai să vină... Haide și voi tare! Cine să trăiască, iubita să trăiască! La mulți ani! Haide, frate, la mulți ani! La mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți! Bun, bravo, aplauze! La mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți! Bun, doamnă, și cum vă simțiți la cei 41 demonstrați azi? Cum vă mă simți? Cu nepoții mei, cu familia mea, și cu toate neamurile, e foarte bine să ne țină Dumnezeu sănătoși până la 100 de ani. Bun, doamnă, păi, păi doamnă, și cum se face că surpriza a venit de la fată, ginere și nepoți? Și dumneavoastră când pusărăți dorința în gând, când suflarăți în lumânări, vă gândirăți la domnul soț. Păi e corect, doamnă. Doamna, e corect că v-ați gândit la domnul soț. Bun, stai. Hai, hai. N-am mai banchet. Gata. Mulțumesc că ești lângă noi.
și să te țină Dumnezeu tare și în forță lângă noi, să ne ajungi și măcar cu Dumnezeu înainte și să fii sănătos. Măcar 10 și ție. Bun, perfect. Nu. Dacă-ți dorim tot binele din lume, să-ți dea Dumnezeu să trăiești 1000 de ani și tu și să-l cuie. Mă, să mă uităm pe dictatul. Și tu și să-l cuie, luăm un fart. Bun, perfect. Perfect. Doamna, mai luăm pe careva? Nu mai, păi da, iertăm așa de ușor? Atâta e, că n-am. Iubesc pe toți și nepoții mei, și tinerii mei, și fetele mele, și nororile mele, și pe toți cumnații mei, toate neamurile mele și sunt mândră de toți. Bun, perfect, doamnă. Spuneți! Vă iubesc pe toți! Perfect! 2, 1 și... Sănătatea mea, vreau să-i faci lui mama un trai mai ușor. Doamne, te implor, mamă, pentru tine aș da din viața mea orice-mi cere Dumnezeu, chiar și inima din piept dacă mi-ar cere, să nu-ți fie greu. Prețuiți-vă, părinții, în lume cât îi aveți. E o poruncă de la Domnul. Părinții